Mă prezentăm Huawei Ascend i300. Este un telefon ce a fost lansat în martie 2013. Are 130 de grame, vine cu un display IPS LCD capacitiv de 16 milioane de culori, măsoară 4 inci, suportă rezoluția de 480x800 pixeli, are o densitate aproximativ 233 de pixeli pe inci. În partea de sus a telefonului, în partea dreapta sus, găsim o cameră secundară. În vecinitatea acestei camere găsim un senzor de luminositate respectiv de proximitate. În partea de jos găsim taste touch sensitiv, înapoi, acasă și cel care aduce în prim plan meniu adițional cu aplicații. Găsim în partea de jos microfon, în partea din dreapta taste de volum, sus geare 3,5 mm pentru căști, butonul ce închide despre deschide telefonul sau pune modul standby, geare 3,5 în portul, cer scuze, micro USB pentru cablele date. Cablele date se conectează bineînțeles la încărcătorul rețea. Pe spate găsim o cameră de 5 megapixeli. Face poze la rezoluție 2592x1944 de pixel, dispune de autofocus, geotagging, observăm și un blitz, un difuzor audio. Capacul se poate scoate, de pe din spatele telefonului și o să găsim o baterie de 1730 mAh, care conform producătorului rezistă până la 320 de ore modul așteptare și 5 ore modul vorbire. Telefonul vine cu o memorie de 4 GB pentru stocare fișiere, la care se mai poate adăuga un card microSD de până la 32 GB. Vine cu 512 MB de RAM. Sistemul de operare este Android, versiunea 4.1 Jelly Bean, ce rulează pe un procesor dual-core de 1 GHz Cortex A5, un GPU Adreno 203 și un chipset grafic Qualcomm MSM8225 Snapdragon. Bineînțeles că telefonul dispune de accelerometru, busolă digitală, senzor de proximitate. Dacă vorbim de conectivitate, telefonul este unul 3G, vine cu suport de viteze până la 7,2 Mbps download și 5,76 Mbps upload, vine cu wireless, suport pentru rețele BG și N, vine cu Wi-Fi hotspot, DLNA, Bluetooth, versiunea 2.1 cu A2DP și EDR. Camera de pe spate, nu știu cât de mult am specificat, poate să înregistreze și video 480p la 30 de frame pe secundă. Așa cum sunt obișnuiți, pe device-urile cu Android sunt mai multe ferestre ce se pot customiza foarte ușor, se pot adăuga imagine fundal, widget-uri, se pot crea shortcut-uri, se pot crea tranziții. În partea de sus găsim notificări și alte informații ce țin în general de conectivitate și de aplicații ce rulează în background. Telefonul este și unul GPS, vine cu GPS receiver și suport AGPS. Găsim Google Maps preinstalat. Nu are rost să bat foarte mult câmpii pe acest device. Acesta este Huawei Ascend i300. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.